Descoperire uluitoare la Alba Iulia. Trei schelete din perioada medievală au fost scoase la suprafață de arheologi în urma săpăturilor. În locul acestui șantier urmează să fie construit un hotel. Locul încărcat de istorie este plin de surprize, spun arheologii, care se așteaptă și la alte descoperiri. Trei morminte medievale timpurii au fost scoase la suprafață de arheologi după mai multe săpături. Scheletele provin de la doi adulți și un copil și au fost descoperite sub fosta tipografie alt tip din Alba Iulia. Potrivit specialiștilor, căutările demarate pe acest șantier reprezintă cea mai extinsă cercetare arheologică din situl Apulum. În zonă urmează să fie construit un hotel, motiv pentru care este nevoie ca terenul să fie eliberat. Inițiatorii proiectului își doresc astfel să găsească tot mai multe soluții pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului arheologic din situl roman. Complexele funerare găsite scot la iveală câteva morminte de inhumație, unde defuncții erau depuși fie în poziție chircită, fie pe spate. Însă informațiile vagi permit doar datarea acestora și proveniența lor din timpul secolelor 10-11. Pe lângă informațiile obținute pe teren, cercetătorii vor mai avea nevoie și de analize ale activității umane pentru o descriere cât mai amănunțită. Ba mai mult decât atât, arheologii din Alba Iulia au primit ajutor și din partea unor voluntari din Marea Britanie. Procedura a devenit mai complicată în cazul scheletului copilului, motiv pentru care echipele din Anglia au contribuit la identificarea, curățarea, fotografierea și recoltarea oaselor. Anterior acestor descoperiri, arheologii din Alba au descoperit mai multe artefacte rare, catalogate drept tezauri ce aparțin perioadei romane.